Vești bune de la meteorologi. Vremea se încălzește de Paște, dar în unele zone ale țării sunt așteptate precipitații. La munte va fi vreme potrivită pentru grătar, dar cei care ajung la mare în weekend vor fi cei mai norocoși. Acolo soarele își va face simțită prezența. Dacă până acum am avut parte de vreme rece și ploioasă, de Paște temperaturile cresc. Meteorologii anunță maxime de 24 de grade pentru zilele de sâmbătă și duminică. În vestul, nordul și în centrul țării sunt anunțate însă precipitații. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte, dar soarele va putea fi văzut pe cer în weekend la mare. Meteorologii spun că este posibil ca de luni vremea mohărâtă să pună stăpânire pe toată țara.